În primul rând, unul, legislația nu permite. Doi, domnul Petrea, cred că ar fi frumos să-și vadă de treburile lui. Când nu știi despre ce este vorba, nu faci afirmații de genul ăsta. E ca și cum aș povesti în momentul de față despre cum merg avioanele pe CRF-16. Deci el spunea, dacă la spital se poate să fie manager o persoană care nu e medic, de ce la școală nu s-ar putea? La spital este cu totul altceva, la școală este cu totul de altceva. De ce? Explicați-mi. Pentru un simplu motiv, că la spital există o pondere destul de mare a activităților economice, o pondere care permite cuiva din altă zonă, să zicem, din zona economică, să poată să înțeleagă acest fenomen. Evident, dublat în Consiliul de Administrație sau ca adjunct de o persoană din sistem. În schimb, la învățământ, marea majoritate a activităților sunt pe zona de educație, pe zona de curriculum, pe zona de inspecție școlară, de desfășurarea orilor și așa mai departe. Deci este dificil. Adică, repet, nu facem afirmații de dragul a ne da noi deștepți în toate domeniile de activitate. Nu.